Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educație economico-financiară. În minutele următoare o să descoperiți câteva caracteristici ale textelor cu specific economico-financiar. De ce sunt importante aceste texte? Ele au la bază definiții, caracteristici și clasificări, pe care o să le descoperiți împreună cu profesorii voștri. La ce vă folosesc? Ei bine, iată de ce sunt utile. Pentru că au la bază competența de comunicare în limba română, pe care deja o aveți formată încă din ciclul primar, și de asemenea, pe parcursul claselor de gimnaziu, în special la educație economico-financiară, veți analiza informații prezentate în mass media, social media și redactarea unui text scurt. Veți realiza un punct de vedere personal. Prin lectură, prin memorare și aplicare, veți reuși să utilizați termenii cheie, precum întreprinzătorul. Nu uitați, foarte important, redactați individual și ulterior pe echipe un text cu specific economico-financiar pornind de la imaginile de mai jos. Aveți 3 imagini. Sigur o să vă descurcați. În fine, iată și texte economice importante. Vă mulțumesc și vă doresc mult, mult succes! La revedere!